Bună dimineața tuturor! Octombrie ne întâmpină cu vreme frumoasă. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât în mod normal la această dată. Suntem în continuare răsfățați de toamna blândă, în special pe parcursul zilei. Seara și noaptea, atât în nord cât și în nord-est, se va înnora și vor cădea precipitații. De mâine se va răci din nou, așa că haideți să profităm de generozitatea soarelui. Vorbim acum despre partea de nord-est a țării, unde pe parcursul zilei vremea va fi destul de bună, cerul variabil spre senin, însă spre seara și noaptea va ploua, în special în Baia Mare. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 23 de grade. În Crișana o vreme destul de bună, deși avem ceva nori pe cer, ei nu vor aduce precipitații. Vreme frumoasă astăzi cu 21 de grade în Arad, 22 în Oradea. Bănățenii vor fi răsfățați astăzi de razele soarelui, după cum vedem cer perfect senin, nu avem niciun nor pe cer, nu va ploa. Temperatura maximă va ajunge până la 22 de grade, atât în Reșița cât și în Timișoara. În Oltenia ne bucurăm în continuare de razele soarelui, și aici ploile au luat o vacanță. După cum vedem, harta arată foarte, foarte frumos. Avem în continuare temperaturi bune pentru această perioadă, 22 de grade în Târgu Jiu, 24 în sud, atât în Craiova cât și în Slatina. Haideți să vedem cum ne va trata soarele prin Transilvania. După spusele meteorologilor, vremea va fi predominant frumoasă, în special în timpul zilei, deși cerul va fi variabil și un pic înnorat, însă spre seară sunt așteptate ploi în nordul teritoriului, în Bistrița, în Zalău, unde vor fi astăzi 21 de grade, 23 de grade vor fi astăzi în Brașov și în Sibiu. Locuitorii Moldovei au parte de asemenea de o vreme frumoasă pentru această perioadă. Avem ceva precipitații atât seara cât și noaptea, în special în Suceava și în Piatra Neamț, însă temperaturile sunt bune, vremea nu va fi atât de rea. Avem 18 grade în Suceava, 23 în sud, atât în Focșani cât și în Galați. În Dobrogea sunt așteptate ceva precipitații atât seara cât și noaptea. Avem un cer acoperit de nori în Constanța, în Tulcea, cer variabil spre senin cu 22 de grade și 23 de grade. La noi, Muntenia, vreme destul de bună, în special pe parcursul zilei de azi. De mâine vremea se va răci, așa că, după cum spuneam și mai devreme, trebuie să ne bucurăm astăzi de vremea frumoasă. Avem în Târgoviște 24 de grade, 25, atât în Giurgiu, cât și în Călăraș. În capitale de dimineață se registrau 12-13 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 25 de grade. Soarele ne va fi alături pe tot parcursul zilei astăzi, însă de mâine se va răci. Atât mâine cât și poimine sunt așteptate înnorări și ceva precipitații. Cam atât despre vreme, să aveți o zi excelentă!